În perioada 10-15 martie, în municipiul Câmpulung Muscel, s-a desfășurat finala campionatului de tenis de masă al Ministerului Afacerilor Interne. Participarea la competiția care are loc în fiecare an a devenit tradiție și pentru Inspectoratul Județean de Jandarmi, prin prezența plutonierului major Cătălin Doncea. Și cum de fiecare dată la competițiile cu mingea de celuloid, Cătălin Doncea a bifat un loc pe podium și anul acesta sportivul a adus la Giurgiu medalia de bronz. M-am întors de la etapa finală a concursului de tenis de masă organizat de Ministerul Afacerilor Interne și unde am obținut locul 3, deci medalie de bronz. Competiția a fost una grea, având în vedere că doar categoria la care a concurat Cătălin Doncea a adunat 30 de practicanți ai tenisului de masă din Ministerul Afacerilor Interne. Competiția a fost foarte grea, cu meciuri foarte grele, viu disputate, cu sportivi foarte bine pregătiți, atât fizic cât și psihic, și de aceea a fost cea mai tare competiție la care am participat în ultimii ani. Câte meciuri ați purtat până ați ajuns pe treapta a treia podiumului? Da, așa cum v-am spus, a fost o competiție foarte grea, unde am disputat 15 meciuri și am câștigat 13. Această performanță este una foarte bună și de aceea țin să mulțumesc în primul rând antrenorului meu, Corbo Anghel, care m-a pregătit foarte bine pentru această competiție și nu în ultimul rând conducerii IJJ, care m-a sprijinit. Medalia de aur a competiției a fost adjudecată de reprezentantul Inspectoratului de Poliție al județului Bistrița Năsăud, în timp ce argintul a ajuns la Isu Maramureș. De câțiva ani, câștigătorii competiției, devenită tradiție în Ministerul Afacerilor Interne, sunt răsplătiți doar cu diplome și medalii. Nu s-au mai găsit și bani care să răsplătească performanța celor care se dedică atât de mult sportului. Victoria de la Câmpulung Muscel vine după o perioadă deloc ușoară a jandarmului Cătălin Doncea. La competiție, jandarmul a participat după doar 5 antrenamente. În septembrie anul trecut, sportivul a suferit o accidentare, în urma căreia s-a ales cu două coaste fisurate.